formată de Terexan, ce faceți, mă, nebunilor, mă? Este Terexul, iar astăzi o să facem un breakdown la sezonul al 4-lea din Camp Cretaceous, care, apropo, o să apară pe 3 decembrie, în caz că o să mă întrebați mulți acolo, Terexul, unde e Camp Cretaceous sezonul al 4-lea, de ce vorbești, sper, unde pot să-l văd și eu? Filmez chestia asta a doua oară, pentru că sunt prost rău de tot și prima bandă audio pe care am înregistrat-o, am zis eu, ia să punem noi cealaltă, hai să punem mult audio, hai să punem noi mult bas în chestia asta. Și când am dat play la chestia, s-auzeam ultimul hal, numai bâzituri s-auzeat în vocea mea, dracule, pentru că nu m-a dus capul. Nu vă faceți greșe, e profesional că vine vorba de Italia, păi tot profesional nu vă faceți greșe. No, s-a lansat recent trailerul ăsta de la Camp Cretaceous pentru sezonul al 4-lea și avem aici niște informații foarte interesante, dintre care se dezvăluie și niște informații noi despre franchise Jurassic Park, despre tot ce e canon în serialul ăsta și ce o să vedem și ce o să se întâmple, oameni, și o grămadă de mister aici de data asta. No, pentru că au spus creatorii că, da, până acum toată lumea a fost cu un pas înainte la copiii ăștia și la tot ce se întâmplă în Camp Cretaceous pe acolo, din cauza că am văzut Jurassic World, Jurassic World Fallen Kingdom și toate astea s-au legat una de alta. Acum, de data asta, totul e necunoscut, e necunoscut și pentru copii, necunoscut și pentru noi, în special, și o să fie foarte interesant, dracule, pentru că avem 11 episoade de data asta. Și asta e posibil să fie ultimul sezon de Camp Cretaceous, nu sunt foarte sigur, până apare Jurassic World Dominion. Tovarășul nostru, producătorul executiv de la Camp Cretaceous, Scott Kermer, a scos niște informații de astea la iveală și sunt acum eu pe care să vi le dezvălui și vouă, mă, să facem un breakdown la tot trailerul ăsta, la toate informații astea, le aveți, le punem așa cap la cap. Prima și prima dată începem cu insula asta, un jos copii ăștia, știi că vine Mosasaur ăla mare bucată de la barcă și a ajuns pe un țăr de asta. Și toată lumea crea că ajunge pe insula Sorna. Aparent asta nu e insula Sorna, și a ajuns altundeva. Nu e niciuna din insulele astea de la Cinco Muertes aici, nu suntem pe una din insula de la Cinci Morți. Suntem pe o a șasea insulă, una necunoscută despre care n-am auzit până acum niciun film, dracului. Ceea ce înseamnă că mai este o insulă secretă pe acolo pe undeva, despre care nu prea s-a vorbit în filme și în astea, deci nu prea știm mare brânză despre treaba asta și asta o să fie cea mai interesantă parte. Ce avem aici? Un site foarte frumos pe care vă las și vouă în descriere acolo un link frumos ca să vedeți voi, să analizați singur toate detaliile astea aici pe care ne-a dat-o facul nostru Scott Kermer despre ce urmează să vedem în sezonul 4 și avem aici The Island. First things first, where the heck are these kids? I don't want to get too spoilery, but it's not Isla Sorna, it is not one of the five deaths, Kermer reveals. Astea sunt informații oficiale, mă, oameni, că sunt oferte de la producător în sine, dracului, dar să ne minte ăsta ultimul hal acum, cum ar fi. Dar nu, copiii n-au mers să prindă pește, nu le-au mers foarte bine, a venit Mosasaur, l-a dat mare bucată și a ajuns cu o insulă ciudată. Și mai zice aici omul nostru, to recap a bit, the five deaths, otherwise known as the Cinco Muertes, are a collective of five islands, owned by InGen, the company behind the new defunct Jurassic Park and Jurassic World attractions. Insulele astea, toate astea 5 insule, erau deținute de ăștia, de la InGen. Era destul de evident, dracului. Only two of these islands are known to have cloned dinosaurs on them, Nublar and Sorna. The new island, whatever it is, is something completely separate. Nu e mâna lui InGen pe insula asta unde ajung ăștia și eu tot fel de tehnologii de astea cu drone, cu dinozauri roboți, cu tot fel de drone de teren și astea aeriene, dracule. Și sunt dinozauri pe care nu i-am mai văzut până acum și creaturi pe care nu le-am mai văzut acum și o să avem parte de multe dintre astea. Mai spune aici în paragraful ăsta, this is not previously unseen in Jurassic canon, Kerner adds, the kids basically are gonna have to figure out what the heck is going on as îmi place cum să exprim omul numai cu expresii de astea așa casual. They have to figure out what the heck is going on as opposed to the other season where the audience was ahead of them. Uite, despre asta vorbeam eu, că mereu am fost cu un pas înainte la tot ceea ce se întâmplă. De data asta suntem cu un pas în urmă, dracului. Da, bun, și ați văzut voi că există câteva creaturi aici. Există un tranzaur care unii spuneau că o să fie Bug Rex-ul, ba nu, că e ăia după insula Sorna. Ce s-a dat cu dinozaur după insula Sorna? Ei bine, unii au ajuns aici și unii au ajuns în Jurassic World, pe insula Nublar. Dar avem aici un Rex, un Battlescar Rex, care mânată niște drone. Și Rex-ul ăsta, dacă sunteți atenți acolo pe trailer, unul dintre copii spune, where are they taking her? Her, deci nu e Bug Rex-ul. Și nu e nici Rex-ul, că Rex-ul e pe Nublar, dracu, e confirmată chestia asta, cât de prost să fii să crezi așa ceva. Dar Rex-ul ăsta nu e Bug Rex-ul și nici femeia aia de Rex din The Last World Jurassic Park nu e, din cauza că nu are același skin, nu are același pattern pe ea, nu e la fel ca Tranzora. Și ăsta e mai rănit, dracu, e mai agresiv și toate cele. Și pare că e puțin mai mare, dacă stau să mă gândesc la decât din The Last World Jurassic Park. Mai departe, să mergem la următoarele chestii. Roboți, dracule. Avem niște chestii noi aici pe care care m-au lăsat puțin că le-am văzut așa în zi, cum îi zice, în posterul ăla, știi, că în posterul ăla cu spinozaur, așa, am stat puțin și l-am analizat și vedeam așa în stânga lui Azi acolo, era, nu știu, ceva niscai, ca un robot câine, așa, dracu, nu știam ce ești, ziceam, bă, poate e o dronă de teren sau așa, dar nu cred că are cum, adică dronele alea de le vedeam pe acolo că zboară destul de posibil, dar roboți de ăștia așa, nu știu ce ce, și după aia a apărut în trailer roboții că încercau să ajungă la copii sau ceva de genul și insula asta e toată tehnologizată, e plină de biomuri de astea așa, zi, holografice, create special pentru diferite specii de creaturi, dracului. No, hai să mergem mai departe, roboții azi de
Whatever the kids now find themselves into an island of robots. Yeah, the first bot we've seen are drones hurting a dinosaur. The same kind of drones we saw tailing the Scorpius Rex in season 3. Deci sunt aceleași drone care au venit să, prima dată să ia sticul ăla de l-a furat, Sammy și după aia ăla de care a dat zi Scorpius Rex atunci. Deci sunt aceleași drone, e posibil să fie de la Manticore sau ceva de genul. Așa presupun eu, nu sunt foarte sigur. Și că nici BioC nu-i implicat în treaba asta. Deci astea două companii v-ați date la o parte. S-ar putea să avem o a treia companie de asta malefică care vreau și ei să creeze din... Bine, nu neapărat malefic dacă stai să gândești așa. Vor să creeze dinozor să-mi bogăsească ca mai toată lumea. Dacă stai să gândești așa, e puțin malefic. And if there are drones, that means someone is operating them. I think what it comes down to is who and why. Ok, deci Lovajul nostru, Creamer, ne lasă așa, ne lasă încă în umbră, așa, nu ne spune exact ce se întâmplă, că după aia n-ar mai avea sens să vedem serial, dar cineva pe insula operează chestiile astea. Și acum vreau să vă spun eu o chestie, când se ajunge Tyrannosaurus să se bată cu Kentrosaurul, aparent, specie nouă, avem un Kentro acolo, care n-a fost vizibil decât în Jurassic World Evolution și parcă pe Jurassic Park Builder, Jurassic World Game, mai mi-aduc aminte exact dacă a fost și până aia, dar știu că în Jurassic World Alive, Kentrosaur. No, Kentrosaurus se bate cu Rexul, dacă toți acolo în spate e așa ca un fel de tribună, e cu geamul, cu structuri, cu chestie mare acolo. Și pare că oamenii, pare că acolo ar fi oameni care să uită la Rexul ăsta care a fost adus să se bată cu Kentrosaurus ăsta. Ce teorie am eu, e ca ar fi un Jurassic Arena, ceva de genul așa, unde să aduc subiect să se bată între ei. Și Tyrannosaurus ăsta ar fi un all-time champion sau ceva de genul, că prea e bătut așa, frate, ai numai răm pe el, dracule. Ceva pentru oameni de ăștia excentrici, cum e așa în Squid Game, cine a fost Squid Game știi că acolo veneam niște oameni de ăștia excentrici, bogați dracului, să vadă oameni cum își jucau viața acolo. Și așa mă gândesc că se întâmplă și aici, decât o presupune, nu sunt foarte sigur, e una de multele teorii care se pot aplica. The trailer also finds the group interacting with a facility that appears to project different environments using holograms, from each tundra to deserts. The tundra one is particular comes with a robot that happens to look like a dinosaur. No, deci avem roboți care arată ca dinozauri. Ăștia nu știm ce dracu sunt, mă, oameni. Sunt acolo tot felul de tehnologii ciudate și avem biomuri de-astea holografice simulate pentru, cum v-am zis eu, pentru diferite creaturi, pentru că ați văzut că apare un Zmilodon aici, mă, oameni, și Zmilodonul și-a mai făcut de două ori apariția în Jurassic Park în 1993 pe acolo ca și plașii de la și până Fallen Kingdom ca și craniu în locul de State. Vezi, asta e foarte interesant. Așa, acum avem o prezență fizică de Zmilodon și cine și-a ce aminte din sezonul din Camp Cretaceous era în laborator la aereu acolo unde erau copii și Sammy făcea pe nebuna dracului ca să colegă cât mai multă dată pentru ăștia de la Manticore. A trecut și acum cărcior cu rămășițe de mamut siberian, dintre care spunea Henry acolo că ăla e mamut siberian ca să fie DNA-ul extractat din ea acolo. Deci, prin urmare, o să avem mai multe creaturi, nu numai dinozauri, să avem creaturi non-dinozauri de data asta, ceea ce o să fie foarte bine, excluzând pterozauri și mozauri și asta, da? We've done 26 episodes of kids running away from dinosaurs in the jungle, so what can we do to still feel like it's part of the overall story, but changes things up? No, s-a gândit omul ce-a putea să facă ca să mai schimbe puțin chestiile, să adăugăm puțin mai mult lure de ăsta din Jurassic Park, chestii de-astea mai științifico-fantastice, așa. Bine că tot serialul e SF dracului, dar așa în domeniul de-asta mai tehnologic, că prea mult au fost numai oameni fugind de dinozauri și după aia dinozauri fugind oameni și așa mai departe. Acum vor să mixeze puțin chestia asta, vor să ne bage în spatele cortine să vedem ce se întâmplă pe acolo, mă. Și mai zice pe aici... It's almost like Darius mentioned in season 3 about the Scorpius Rex. They've only survived because they knew how the dinosaurs are going to behave or know what the situation is. Now, thanks to Mosasaur, they've been thrown into the whole new world where they don't know why things are happening and who's behind it. So not only it is all the fear of dinosaurs and now robots, but it's also fear of the unknown. Deci asta a vrut ei, mă, să bage, elementul ăsta de unknown, pe care nu l-am mai avut până acum de o perioadă bună de timp. Pare că toată lumea știa ce se întâmplă. E Jurassic World, e o insulă, e plin cu dinozauri, vinozauri, te alergă, te mușcă, te sperie și chestii de-astea. De data asta nu știu unde a ajuns, pentru că totul pare să fie făcut dracu de plastic, zi, sunt holograme, sunt bămuri de-astea pe care nu știu ce sunt alea. Așa mai departe, deci totul e un domeniu necunoscut, nu știa că sunt oameni acolo, adică mai mult ca sigur sunt și oameni pe acolo, dar nu știi ce intenții au și ce poate să se întâmple. No, și aici ajunge la întrebarea următoare, ce s-a întâmplat cu creatura aia de pe barcă, care s-a auzit la sfârșitul sezonului 3 atunci, ce naiba era aia, de unde e dracu s-a întâmplat cu ea?
Păi mai mult ca sezonul s-o fi făcut praf sau s-o fi necat dracu sau sunt niște presupuneri de astea, nu știu. Adică e o teorie cum că ar fi un pui de Scorpius Rex, pentru că Scorpius Rex putea să se multiplice pe sine însuși, era hermafrodit, dracu n-avea nevoie de o pereche. Și ai văzut că s-au făcut deja doi atunci, probabil că ar fi fost mai mulți pe insula, dar dracu știe ce s-a întâmplat cu ei. Ar fi fost mai mulți, s-au omorât în trei și au rămas decât doi și respectiv al treilea pui că s-a băgat în barca aia pe acolo, văzut, s-a băgat în barca pe mare în gaură și a stat acolo pitit și a dormit acolo. Și o să apară acum în sezonul al patrulea, există niște zvonuri cum că Scorpius Rex ar reface iar apariția pe aici. Și acum să ajung la partea interesantă, noile noastre creaturi care nu sunt dinozauri, Sabertooth Tiger, ia mă. The original Jurassic Park saw a Sabertooth Tiger plushie in the gift shop, uite exact ce v-am zis eu acolo. While the Lockwood Mansion in Jurassic World Fallen Kingdom held the skull of the beast, exact ce ziceam eu, mame, e un craniu și un plushie de ăsta și-au mai făcut apariția. Așa ca mici easter egg-uri de-astea mai pentru mai târziu ca să ne aducem noi aminte de ele. But Cap Cretaceous Season 4 will bring out a first clone Sabertooth Tiger on screen in the Jurassic franchise. Primul Sabertooth Tiger dracului în viață pe care vedem în franciza asta e foarte tare. Abia aștept să văd așa ceva, frate, mai încântat decât să revăd spinozaurul ăla. Kerner also confirms the big implication here is that there could be other known dinosaur prehistoric creatures lurking in season 4. Deci când zice că probabil o să fie alte creaturi non-dinozauri care o să fie până zona 4, asta înseamnă mai mult ca sigur o să fie dracule, adică n-ar da informația asta decât așa ca să ne facă pe noi să ne punseze sângele în cap. E mai mult ca sigur o să vedem, probabil o să vedem și mamuți, probabil direwolf, chestiile astea, poate vedem și titanoboa, megalania, nu știu, vulturi prehistorici, dracu ceva, în loc de pterozoara și foarte tare, mă, dar mai mult mai mult ca sigur o să vedem, mă, oameni, sunt foarte convins că o să vedem mamuți, o să vedem chiar toate astea genozoare, mai bă, ca așa că le vedem pe acolo, că se plimbă pe un fundal și chestiile astea, sau prinse în cus sau ceva de gen, sau un laborator sau moarte, dracu, nu știu. Dar o să avem o posibilitate foarte mare să vedem alte creaturi cenozoice în afară de dinozauri, pentru că tot au apărut ele pe acolo pe Jurassic Park Builder, Jurassic World The Game și Jurassic World Alive și astea să pot pune relativ ca și canon acum dacă stai să te gândești la ele. Between this and the Dino Robotics, might as well be tuning up things to come up the big screen in Jurassic World Dominion. Deci avem o chestie aici, avem niște easter egg-uri legate de Jurassic World Dominion, oameni. Deci chestiile astea care se leagă între ele aici, e posibil să se lege cu alea de Jurassic World Dominion? Nu știm, dar o să vedem sezonul al patrulea, nu o să știm, dracu, dacă apare ceva de Jurassic World Dominion, pentru că n-am văzut filmul încă, filmul apare anul viitor, Jurassic World Dominion, și că au încheiat post-production în Jurassic World Dominion, ceea ce un semn bun, o să avem trailer foarte curând, asta înseamnă. Dar până atunci avem elemente de aici, cum s-a legat alea din Jurassic World Fallen Kingdom, știi, cum s-a legat alea din Jurassic World toate cele, și apoi Jurassic World Fallen Kingdom atunci în sezonul al treilea când a fost tot o hărmălaia, dracu, și numai un hype pentru ăștia care sunt fan Jurassic Park, mari de ăștia tocilar, de ăștia că vine vorba de chestia asta, de easter egg-uri de referințe. Acum avem ceva care ne duce spre Jurassic World Dominion și probabil că o să se lege, dracu, între ești probabil. Mă gândesc că, bă, nu știu, nu cred că e posibil, dar aș vrea să văd copiii ăștia în Jurassic World Dominion, mă, nu știu, vreau așa să le vadă așa o reprezentare acolo, grafică în film, dracu, să apară acolo, să vorbească despre ei sau ceva măcar. Kramer doesn't give specifics but says we have our own corner of the franchise. It's completely rooted in the canon. Deci Kramer spune că ei au prins la Universal o parte din lorul lui Jurassic Park, l-au băgat acolo să facă să lucreze la el pe domeniul lor, fără să bage în alte chestii cum ar fi Jurassic World Dominion, să nu dea spoilere. Și spune acolo că e rooted in the canon. Deci i-a crescut rădăcini în tun, dracu. Rooted in the canon, adică e, cum să zic, e la bază acolo, e la rădăcina poveștii din Jurassic Park. Astea, e mai întortocheată toată treaba asta. E ca o rădăcină acolo, să prinde totul, să leagă între ele foarte frumos. Deci lumea spunea că asta n-au cum să fie canon, un serial pentru copii, pe dracu. Nu, pe dracu, să leagă între ele foarte mult și sunt foarte importante chestiile astea din Camp Cretaceous, când se întâmplă așa. Și sunt foarte importante cu din Jurassic Park, din Jurassic World, din Jurassic World Dominion, aparent. But things that happen in our series inform things that happen in Fallen Kingdom as well as the upcoming Dominion. Deci avem confirmat că ce se întâmplă în Camp Cretaceous o să se continue și în Dominion. Deci e posibil să se vorbească despre copiii ăștia, mai mult sau mai puțin o să apare într-un fel în Dominion. Și acum, pentru mult așteptata creatură pe care toată lumea a vrut să o vadă de 20 de ani dispărut din existență, Spinosaurus. Lately, we have a Spinosaur. The Spinosaur last time we saw was in Jurassic Park 3 chasing Alan Grant around Isla Sorna. According to Kramer, there's a good chance that it might be the exact same Spinosaurus. Deci ce ne spune aici e că Spinosaurus ăsta l-am văzut noi în trailer, e mai mult ca sigur, probabil,
ăla de Jurassic Park 3 care a legat pe Alan Grant dracului, ceea ce mai mult ca sigur e ăla, pentru că e singurul spinozaur din franciză și confirmă ca fiind singurul spinozaur din franciză creat în mod ilegal de Herio acolo pe Sorna și stația că nu vrea să creeze mai mult, să lase să umble acolo de nebun, să-și dea lumea seama ce trebuie să vadă Hammond așa ceva, că l-a pe Herio de ureche direct afară la aruncă. Din când au spus chestia asta, e confirmă că ăsta e același spinozaur care a rupt gâtul la Rexa după 20 de ani, oamenii că supraviețuiește și s-a întors aici. Acum ce o să se întâmple cu el în sezonul 4 în Camp Cretaceous, nu știm dracului. Probabil să supraviețuiască, probabil să moară. That brings up another question which Kramer himself asked aloud. Well then, why the heck is it in a desert? No, spinozaurul ăsta care apare într-un deșert. Și aici vedem că avem mai multe biomuri pe insula asta. Avem un biom de deșert, avem un biom de gheață, avem un biom de ăsta tropical, așa, de pădure. Deci sunt multe biomuri, mă, oameni. Sunt mai multe, pentru că v-am zis, pentru fiecare creatură de asta. Deci bănuiesc că în biomul ăla arctic, fie o să vedem niște dinozauri cu pene ca un uterano sau ceva, nu știu, ceva dinozauri de ăsta arctic, există așa ceva aparent. Fie o să vedem mamuți și creaturi cenozoice, fain. Because that's not a normal habitat for spinosaurus, just something for fans to think about. Deci ne-au dat ceva așa ca să ne pună mintea în funcțiune pentru următoare 3 săptămâni până o să apară sezonul al 4-lea, ca să vedem care naiba e faza cu spinosaurul. Mă gândesc că să schimbă biomurile sau nu știu, sunt legate așa între ei într-un fel aparte acolo să modifică genica un cub de ăsta rubic de environment așa, nu putem să știm, că trebuie să vedem. Pentru că a văzut că erau acolo și laboratoare ascunse, dracule, a văzut că a dat cum o chema pe aia, mă, de Rosalia, a dat Brooklyn cu capul în ceva pe acolo, s-a deschis o ușă, dracu, din deșertul, a văzut că tot era așa o iluzie, dracu, acolo, tot era așa falsoare, cum era ascuns așa, gen, să studieze probabil animalele dintr-un mediu ăsta natural, fără o interacțiune de asta, fără ca să-și perturbe liniștea la animalele astea, ceva de genul. Kramer always wanted to have a spinosaur on the show, nothing that is the largest carnivore land animal. While Camp Cretaceous seasons typically comes with a central dino causing the most problems for the kids, the spinosaur isn't necessary that for season 4. Deci spinosaurul ăsta nu o să fie dinozaurul protagonist pe care îl vedem noi în ăsta. Nu o să fie el ăla care, cum a fost în Jurassic Park 3, nu o să fie același element ăsta haotic aici, da? O să aibă un rol de sudămar și să apară pe acolo și să ne bucurăm de el suficient. The spinosaur is definitely preeminent in season 4, but I wouldn't say it's our main antagonist. It's not our Toro or Scorpius Rex. Acum ce vrea să zic că cu asta aseamnă spinozaurul ăsta cu Toro, care Toro e o siglă pentru Camp Cretaceous, sau Scorpius Rex, care și el tot o siglă pentru Camp Cretaceous e, pentru că decât în Camp Cretaceous apare și nicăieri altundeva. Da, oameni, și cam astea ar fi și toate informațiile care ni s-au oferit despre sezonul 4 în Camp Cretaceous și după analiza trailerului ăsta, oameni, vreau să o părele și teoriile voastre. Ce dracu credeți că se întâmplă pe insula aia? Cine controlează alea pe acolo? Cine Dumnezeu a putut să ai pe minte așa de diabol că să aducă dinozaurul robot dracului să pună să se bată în trei mai mult ca sigur, pentru că Tojangosaurul ăla sau nu, Kentrosaur era. Kentrosaurul ăsta dracu s-a bătut cu Tyrannosaurul ăla și mai mult ca sigur o murie dracu, adică am văzut în scene acolo, probabil că l-a apucat de cap și au smurt capul de pomer și ăla a fost atunci, bine, nu cred că o să vedem ceva așa de brutal în Camp Cretaceous cel puțin, dar hei, nici măcar în Jurassic World n-am văzut pe nimeni cum a smurt capul la ankylosaurul atunci, a fost tăiată scena. Dar sezonul al 4 o să fie un sezon mai întunecat, mai plin de mister, așa o să avem chestii la care să nu o să știm la ce ne așteptăm. Și să fie foarte interesant. Și o să avem și un watch party în același timp. Sezonul al 4 apare undeva vineri, deci undeva un weekend să sperăm. O să avem un watch party împreună și o să ne uităm toți acolo și o să fim uimiți și o să facem așa o reacție live acolo a tot ceea ce se întâmplă în sezonul al 4. Abia aștept momentul. Dar până atunci vreau să vă o pările și teoriile voastre, să vedem ce dracu credeți voi că se întâmplă pe acolo. Orice teorie e binevenită, mai puțin aia cu extraterestrii și cu oculta mondială. Dar moment, eu am fost Rexul, dacă v-a plăcut clipul ăsta, lăsați dracu și acolo un like. Eu vă mulțumesc pentru toată atenția cu asta. Tot suportul vrei și noi ne vedem cei data viitoare. Haidea, pa!